A pe doua care ai scris-o? carte oglindește câteva dintre trăirile mele acolo la mine în Dumbrăvița. Spunea că m-am născut întâmplător în altă zonă, da, m-am născut la Timișoara, însă de vreo 20 de ani cred că n-am mai fost pe la Timișoara și nici nu simt Nu te ceva atrage, nu te din atrage. acea zonă că mi-ar aparține mie. Simt că sunt cu rădăcinile acolo la Diug. Am continuat cu o cale opusă, de la satul și pământul de acolo, mlaștina de acolo de la mine, pentru că atunci când plouă dau seam asfalt, atunci când plouă este plin de Ai spus noroi. mlaștină și eu și vedeam undeva în delta. Ce mlaștină? La voi e apă cristalină, e nepoluată, Că curată. atunci când plouă se fac E anumite piatră. Să vezi tu berzi. mlaștină și cine. La noi e pe câmpie, O să unde vin la nu Archiuri. găsești o piatră să dai după un câine. Deci am continuat cu generația în blugi. Și acolo sunt trăirile mele după ce am venit la oraș, trăiri care... Este o carte deja verificată. Un semnal de o carte care a apărut tot așa publicată filă cu filă în răsunetul. Ai fost încurajat de ecourile pe care le-ai avut și ai publicat. Este o carte cu țintă, cu țintă. Nu este cu țintă, eu zic că fiecare dintre noi se regăsește în această generație în blugi. Pentru că toți avem unele trăiri ale acestei generații și blugii, vreau să subliniez acest fapt, sunt de fapt, eu am și eu un fix, cu mare au alții fixul cu stelarul, eu, domnul Miloș, mă refer aici, În toate emisiunile Miloș de tine Miloș, te domnul pomenim, Miloș ești este punctul nostru pomenit, de referință. salutăm. Eu am fixul cu tradițiile și vreau să vă spun că blugii sunt, de fapt, spunea Lelea Paraschivă de la mine din sat, că blugii sunt ițarii noștri vopsiți. Deci tot de la noi au pornit. Da, când au plecat ardelenii, au Da, plecat să inclusiv crească străbunicul meu a animale. fost în America. Nu se Da, poate. și are o poză acolo cu un pistol. N-ai Deci, adus să n-am vedem. adus acum pozele, o să le aduc Deci la tu 40 de ani. ești nepot de american. Nu te-a tentat niciodată mirajul depărtărilor, cel puțin Spania, mulți de la voi sunt plecați în Spania și s-au schimbat și Aproape, aproape toți poziția. tinerii Deci din schimb poziția sat, că nu e comodă lângă pentru noi și este tău. carul mai nou, văd că e incomod, nu ne mai... Nu, dar nu are scândură. Pe timpul carului bunicului meu aici exista o scândură, exista un Există și acum lipideu. scândura și lipideu, numai sunt undeva prin muzeu. Asta e în muzeu și noi nu mai căutăm, noi ne simțim bine că e umbră aici și putem Nu să m-au atras atacăm. niciodată, am fost în câteva deplasări în străinătate și întotdeauna doream să ajung înapoi acasă. Eu, dacă n-am informația de acasă, 2-3 zile, parcă nu Am sunt eu. văzut și la fel mă întreabă și pe mine când îmi fac planul să plec undeva departe, peste ocean, îmi spune cum să plecați acolo, rămâneți Să aici stați, că cum am zis, să stați în acele cutii care n-au cutite, da, individualitate. care... Toate căsile sunt uniforme. Ori aici veniți, o să vedeți casa de Archiud, casa de la Șanț, o Sigur, să dacă aducem și o eram casă de peste la ocean, nu Dumbrăvița. găseam nici un car pe care să ne cocoțăm, nu găseam nici acești vișini minunați din curtea muzeului, această casă care pentru noi toți are niște conotații speciale. Trage-ne După gene... pe N-am terminat cu menuțele, cărțile, cred că trece menuțele. emisiunea. Dacă îl bag în priză, nu mai pot opri, dar trebuie să-l După mai segmentez imediat. o să așa mai faceți și dumneavoastră cum se face la alte emisiuni, că vine, nu targetul, cum se zice, targetul e cu audiența, vine MCR-ul și ne taie, dar la noi ne lasă, publicitatea la, nu intră. Doar la fără 10. Am continuat cu Chip de Înger, cred că este una din cărțile care mi-au adus cea mai mare satisfacție, mai mult decât Cartea Morală, Ghiuganilor, morală, morală. mă refer, pentru că am reușit să dezvăluie acolo un colț de îngeri, 125 de copii, de care au grijă 10 măicuțe, Undeva în secuime, undeva în secuime, pentru un cei cui care de nu știu. români. Cartea a ajuns inclusiv la președintele Traian Băsescu, care mi-a trimis o scrisoare de felicitare, dar eu aș aștepta să facă mai Ți-a mult trimis o statul scrisoare pentru... de felicitări și tu, drept răspuns, ai scris super preș și ai în cartea următoare În de aș următoarea trimite carte. scrie despre Dar super nu preș. este neapărat președintele Băsescu acolo. Am plecat după aceea Cineva cu care e în preajma noastră ne-a făcut semn un ceva, probabil că înger nu ne stă bine. șoptește,
stăm bine. După ce a apărut această carte, foarte mulți bistrițeni s-au îndreptat spre Odorheiu Secuiesc. Am fost într-o deplasare împreună cu părintele Țolca și cu domnul Florentin Archiudean de la Cercul Militar și doamna Cornelia Ardelean Archiudean, artista noastră dragă, a dat un costum național pentru acei copii. S-a îmbrăcat o fată din zona noastră de la Maier un costum. Costumul se află în muzeul de la Odorhei și trebuie să o duc pe doamna Melania să facă acolo o emisiune. Poate reușim să o ducem și pe doamna Cornelia. Dumneavoastră, vă spun și la telespectator. Îi spui mie. Spui bun, după, terminăm cu cărțile, după Chip de Înger, o altă carte a fost Pe aripa cerului. Un fel de proză jurnalistică, criticii care au venit în lansare se întrebau, este proză, este jurnalist? Eu zic că se poate face și proză jurnalistică. Zici tu. Un nou curent, am voie și eu să fac parte dintr-un nou curent. Nu ești singurul, să fac parte dintr-un nou Boxa, da. Proză jurnalistică. Și o carte, ultima, dar nu cea din urmă, cu numărul 6, este Povestea Anei, în care oglindim chipurile copiilor salvați de Fundația ANA, fundație cu care colaborăm. O să găsiți povești tulburătoare acolo. Însă acum o ai în lucru? Este gata, criza financiară, recesiunea nu a tipărit-o deocamdată, dar o să fie cam în 2 săptămâni gata. Deci nu se mai află la mine, se află la editor. Și acum mă întorc din nou la Rădăcinile Românilor și o să urmeze o carte Rădăcini împrumutate. Știu că e o carte foarte grea la de care mai vorbim noi pe mes și spun la doamna Melania, m-am săturat de ea, e foarte grea, e foarte greu pentru că vorbesc multă documentare timp de 2 ani și vorbesc de românii din Secuime, români care nu mai sunt. Acesta este adevărul. Și încerc să găsesc documentarea am făcut-o doar într-un bazin, pentru că nu mă puteam extinde pe 2 județe, în bazinul Odorheiu Secuiesc, în vreo 20 de sate de acolo. Am fost de mai multe ori. Cu cine ai fost? Bănuiesc când te-ai dus, pentru că nici nu știai ungurește. Am fost plecat acolo și m-a însoțit preotul din Odorheiu Secuiesc, preotul român de acolo. Și m-am dus exact la oamenii care știau românește, pentru că altfel riscam să nu mai fiu acum lângă dumneavoastră. Mă, nici chiar așa, ești prea belicos. Să nu mai fiu cu cartea, să nu mai fiu cu cartea, să nu mai vorbesc de carte. Cred că te gândeai cineva te linșa. Nu. Vreau să spun că cartea este, nu știu dacă un semnal de alarmă în sensul că mă războiesc. Nici în Chip de Înger nu m-am războit cu nimeni. Vreau să scot în evidență niște lucruri. Și mai am un proiect, dacă o să mă ajute bunul Dumnezeu, o monografie a Mănăstirii Dobrig, de pe vale de la mine. Interesant, care are o istorie interesantă. Interesantă, iarăși acolo cu războaie, cu războaie în ghilimele, pentru că măicuțele n-au avut război, dar au avut alții de purtat războaie cu dânsele. Sunt niște puncte culturale, spirituale, pe care tu le-ai descoperit, din întâmplare sau nu, și pe care încerci să le pui în valoare. Nu ți se pare că pentru tine ca scriitor toate aceste monografii, cele mai multe sunt monografii, e o risipire și nu ai început încă să-ți conturezi un stil al tău? Nu este o risipire. Cred că v-am spus, experiența se acumulează și prin aceste monografii încet, încet o să prind și eu, o să dantelez cuvintele așa cum faceți dumneavoastră. Vreau să vă spun că dacă în aceste cărți nu mă războiesc, duc un război pașnic și prezint lucrurile așa cum